venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 221, care vă este adus și de data aceasta de ceaiul nației, mm. care din nou frige, un ceai pe care îl puteți găsi în magazinul nostru pe www.stareanației.ro magazin the, sau în cafeneaua noastră din Ploiești, cafeneaua nației. Cănile nu sunt încă, n-au sosit, dar le așteptăm pentru că s-au epuizat. Ok. Am povestit foarte mult despre educație în ultimele episoade aici la Vocea Nației. De aia și avem vizualizări mai puține decât de obicei la podcast. Am discutat despre diferența dintre educație, învățare și școală despre accesul copiilor la tehnologie, despre greșelile părinților în relația cu ailor copii. Și ne urmăresc mulți adolescenți, mulți elevi. După fiecare episod despre educație și despre școală, mulți dintre ei îmi scriu și îmi cer sfaturi. Vor să știe ce să facă, cum anume să facă, cum să fie mai buni, de ce instrumente au nevoie. Ca să le fie mai bine în această perioadă numită începutul vieții. Așa că, împreună cu Anca, am decis să adunăm pentru ediția de astăzi câteva sfaturi, nouă, atâtea au ieșit: sfaturi simple, care îi pot ajuta pe tineri să navigheze prin ce înseamnă, în perioada asta, educație, școală. Și învățare. Sper ca acest episod să-i inspire în egală măsură și pe părinți, să-i ajute să vadă lucrurile și dintr-o perspectivă diferită, poate. Ceea ce destul de puțini reușesc. Nu o să fie un episod lung, pentru că aș vrea să-l ascultați pe toți și să-l dați mai departe oricui simțiți că ar avea nevoie. Așadar, să începem. 1. Părinții și profesorii sunt aliații voștri. Așadar, creați punți de legătură cu ei. Mediul nostru înconjurător s-a schimbat radical în ultimii ani. S-a schimbat mult mai repede decât poate organismul nostru să se adapteze. Există mai multe cărți în care se discută despre această lipsă de sincronizare dintre creierul nostru și vremurile în care trăim. Și vi-l recomand aici pe Anders Hansen cu cărțile lui despre creier ca să înțelegeți mai bine cum stau de fapt lucrurile. Părinții și profesorii sunt și ei niște oameni speriați de toate aceste schimbări. Nici ei nu pot ține pasul. Nu sunt adaptați deloc Vitezei cu care se desfășoară lucrurile în mediul digital și vitezei cu care lumea se schimbă în general. Și cu siguranță, tinerii înțeleg mult mai bine decât adulții această lume nouă. E nevoie, așadar, de niște punți de legătură între generații. De fiecare dată când vă exprimați nemulțumirea, cu calm și cu argumente, de fiecare dată când Propuneți alternative, soluții, de fiecare dată când explicați ce nu e în regulă, înaintați în construcția acestor punți, indiferent de ce parte vă aflați. Părinții vor ce e mai bine pentru copiilor, chiar dacă uneori pare altfel din discuțiile care apar. Acolo unde ele se întâmplă, pentru că în multe case din România pur și simplu nu se discută. Părinții spun ce trebuie și cum trebuie făcut, copiii execută. Dar nici măcar un astfel de comportament nu înseamnă că părinții nu-și fac griji pentru viitorul copiilor într-o lume nesigură. Se simt responsabili să-i ghideze pe copii într-o lume pe care nici ei nu înțeleg prea bine. Așa că și copiii ar putea să fie mai îngăduitori cu părinții lor. Mulți dintre ei sunt mai speriați decât lasă să se vadă de tot ce înseamnă lumea de azi. Profesorii la fel. Sunt oameni cu o responsabilitate uriașă, dar cu prea puțin sprijin din partea celor care ar avea datoria să-i sprijine Profesorii sunt constant ignorați în toate propunerile de reformă pentru sistemul educațional. Până când nu vor fi înlocuiți cu niște roboți, ceea ce nu cred că e o idee foarte bună, ar trebui să avem mai multă grijă de ei. Și părinții și profesorii sunt aliații copiilor în acest proiect de îmbunătățire a sistemului de educație. Așa că sfatul ar fi să vorbiți. Să vă ascultați reciproc și să creați aceste punți de legătură. Povestiți, dragi copii și tineri, cu părinții și cu profesorii voștri despre ceea ce simțiți. Dacă sunteți prea obosiți, dacă simțiți frustrare, părinții și profesorii trebuie să fie sprijinul vostru. Și trebuie să aveți curaj să spuneți cu voce tare ceea ce credeți și să propuneți idei, oricât de nebunește ar suna în mintea voastră. Să nu credeți că adulții știu mai bine sau că ei au răspuns la orice. Vârsta nu e întotdeauna o garanție a înțelepciunii. Vorbiți între voi despre nemulțumiri, vorbiți cu adulții din jurul vostru, cu argumente politicos, dar vorbiți. Nu întoarceți capul în fața neregulilor și nu acceptați că merge și așa. 2. Faceți o listă cu lucrurile bune din școală. Cred că trebuie să încercați să găsiți acele lucruri bune din toate materiile pe care le aveți în programă. Și așa mergeți acolo, nu? Așa că fiți curioși și găsiți în orice lecție ceva interesant cu care să puteți rămâne. Există. Aveți nevoie să învățați cum să faceți asta, ca să aflați cum să vă păstrați entuziasmul cu privire la orice veți face în viitor, în viață. Entuziasmul e foarte important. Construiți, deci, o bază cu lucrurile bune din școală și porniți de aici schimbarea. Aveți nevoie de această bază. Aveți nevoie să plecați la drum dintr-un loc bun și cu entuziasm. O călătorie în care pleci la drum cu gândul că vei avea parte doar de zile proaste, e una ratată din start. Și uite, vă ajut eu cu primul lucru bun depus pe listă. Faptul că stați acolo, mai multe ore la rând, împreună cu alții ca voi, contribuie la consolidarea unor legături de prietenie de care o să vă bucurați cu adevărat abia peste câțiva ani. Ceea ce mă conduce la următorul punct. 3. Legați prietenii strânse cu colegii voștri. Gândiți-vă că ăsta ar putea să fie cel mai important lucru pe care îl faceți în anii de școală. Aveți ocazia să legați prietenii strânse care să rămână cu voi pentru tot restul vieții. Lumea se schimbă, sistemul de educație se va schimba și el. Însă amintirile pe care le construiți în acești ani cu colegii voștri vor rămâne cu voi pentru totdeauna. Veți cunoaște oameni noi pe parcursul vieții. Însă există o căldură aparte în prieteniile începute în copilărie și care rezistă la maturitate. Și aștept să-mi scrieți peste vreo 15 ani să-mi spuneți dacă am avut dreptate. Sigur că sper să nu mai fac treaba asta și peste 15 ani. Dar sper să fiu încă în zonă, inspirându-i cumva pe cei care au nevoie. 4. Încercați să scăpați de conexiunea dintre școală și piața muncii. Se tot vorbește despre asta și eu vorbesc despre asta destul de des. Pe tot parcursul vieții suntem într-o continuă schimbare. Testele făcute azi s-ar putea să nu mai reflecte realitatea de peste 2 sau 3 ani. Nu vă referiți la voi ca fiind forță de muncă. Nu le permiteți altora să vă considere așa. Educația trebuie să fie permanentă. Școala pune doar bazele acestei educații. Și multe din cele pe care le învățați la școală au legătură cu. Exerciții de care creierul are nevoie pentru a se putea dezvolta bine. Luați ce e bun din școală și continuați voi învățarea și educația de dragul cunoașterii și în afara școlii. Foarte important. Piața muncii, despre care se vorbește atât de mult, a suferit schimbări uriașe în ultimii ani. Lumea se schimbă cu o viteză amețitoare, cum spuneam. De asta, mult mai important e să vă pregătiți. Să fiți oameni buni. Am mai dat acest exemplu. În timpul unei vizite la NASA, pe durata pregătirilor pentru misiunea Apollo, președintele John F. Kennedy s-a oprit să se prezinte unui îngrijitor, un om de serviciu, pe care l-a întrebat cu ce se ocupă. Iar răspunsul omului a rămas în istorie. A zis așa. Ei bine, domnule președinte, contribui la călătoria primului om pe lună. Fiecare om, orice rol ar avea în cadrul unui proiect, în cadrul unei misiuni, contribuie la rezultatul final. De la îngrijitor, la electrician, la inginer, la astronaut. Așa că nu contează ce veți ajunge să faceți în viață. Nu vă definește un job, ci atitudinea voastră cu privire la activitatea voastră. Xulescu n-ar trebui să fie Inginer. Aia e meseria lui. El trebuie să fie un om bun. Sigur că e important ca pentru acel job să primiți banii care să vă permită să duceți un trai decent. Dar orice veți ajunge să faceți, orice carieră veți avea, încercați să vă faceți treaba bine, cu seriozitate, cu implicare și cu certitudinea că fiecare piesă dintr-un puzzle e importantă. 5 învățați să colaborați cu cei din jur. Piața forței de muncă e doar o componentă. Lumea se schimbă însă cu totul. Sir Ken Robinson, pe care vi-l recomand cu toate cărțile lui, spune că sunt necesare opt competențe care să vă ajute să navigați prin viață. Am tot vorbit despre ele. Le repet pentru că sunt foarte importante. Curiozitate, creativitate, simț critic, Abilitatea de a comunica, abilitatea de a colabora, compasiunea, controlul de sine, spiritul civic. Dintre toate acestea, abilitatea de a colabora este una dintre cele mai importante și, din păcate, deși e o abilitate cu care ne naștem, școala o deformează. Pentru că vă ține constant în competiție unii cu alții. Însă viața nu e despre competiție, este despre colaborare. În tot ce veți face după terminarea școlii, veți avea nevoie să lucrați cu alți oameni, să formați echipe, să comunicați. Cele mai importante inovații de azi sunt rezultatul muncii unor oameni care au lucrat împreună. Nu facem nimic de unii singuri. 6. Nu lăsați notele de la școală să vă definească. Niciun om nu este definit de un singur moment al vieții lui. O notă reflectă un singur moment. Notele nu vor mai conta. Ele sunt oricum o mare prostie. Pentru că au rolul de a ne pune în competiție în loc să ne încurajeze să lucrăm împreună și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Contează ce învățăm și cum reușim să devenim, în baza celor învățate, creatori de soluții, cum spune Mircea Miclea. În rest, nota poate să-ți dea un sentiment bun despre efortul depus. Pe moment, dar atât. Cea mai importantă valoare pe care trebuie să o căutați e să fiți niște oameni buni. Nu în comparație cu alții, ci să fiți buni cu voi și cu cei din jurul vostru. O să vă uitați în spate peste 10 ani și nu o să mai țineți minte ce note ați avut la o anumită materie decât dacă aveți anumite traume, și foarte mulți au. Și mie mi-au rămas câteva. Dar veți reține cele mai interesante lucruri pe care le-ați învățat. Veți reține sfaturile unui profesor drag, veți reține glumele făcute cu gașca în pauze. 7. Fiți blânzi cu voi, dar analizați-vă riguros. Copilăria nu e o repetiție înaintea evenimentului numit viață. Viețile noastre se desfășoară chiar acum. Ce fel de adulți veți fi depinde în mod fundamental de ceea ce experimentați acum, în prezent. Așa că fiți blânzi cu voi. Nu puneți presiune inutilă pe voi. Nu învățați pentru note, ci de dragul cunoașterii. Veți vedea, e mult mai ușor dacă schimbați această perspectivă. O, iar școală, iar note, iar. Nu-i ok. Merg la școală, mai aflu niște lucruri ca lume. Discutați cu părinții și cu profesorii voștri atunci când simțiți că nu vă e bine, că nu aveți suficient timp pentru voi și pentru nevoile voastre. Părinții și profesorii sunt aliații voștri. Fiți sinceri cu ei și vorbiți despre emoțiile voastre. Dar analizați-vă și stilul de viață. Cât timp petreceți, de pildă, pe. Platformele de socializare. Unde vă lăsați atenția când stați în mediul online? Platformele pot fi un instrument foarte util. Eu învăț foarte multe cu ajutorul YouTube, de pildă. Urmăresc interviuri, prelegeri, podcasturi. De aici adun titluri de cărți pe care apoi le citesc. Și merg în continuare la școală. M-a întrebat cineva weekendul trecut la Brașov, m-am întâlnit acolo cu mai mulți tineri, m-a întrebat cineva ce părere am despre ce se află pe primele locuri pe YouTube în trending, cum se spune. Și am răspuns, surprinzător pentru cel care m-a întrebat, că nu mi se pare deloc relevant. Pentru că foarte mulți oameni folosesc rețeaua asta doar pentru entertainment. Și atunci e normal să fie în trending acele manele. Pentru că așa se distrează cei mai mulți dintre cei care au acces la rețea. Dar să nu uităm că fiecare cont de YouTube arată diferit. Arată cum ți-l faci. La fel ca pagina de Facebook, de Insta, la fel ca Netflix și celelalte servicii de streaming sunt complet personalizabile. A naviga prin lumea online înseamnă, de fapt, a naviga prin lume. Este vorba despre ce anume alegeți să faceți cu timpul vostru în rețea. Dacă vă propuneți să înțelegeți cât mai multe despre lume, să învățați cât mai multe, să faceți alegeri bune, lumea voastră poate arăta foarte bine. Dacă în loc de distracție folosiți YouTube, două ore pe zi pentru educație, cu metodă, într-un an, de pildă, pentru că există această raportare la piața muncii, nu aveți cum să nu câștigați mai mulți bani pe oră, pentru că tot ce învățați acolo vă va crește puterea de negociere prin dezvoltarea unor abilități cerute pe această piață a muncii. Așa că voi trebuie să vă construiți lumea în care vreți să trăiți. Asta presupune efort susținut, implicare, asumare, curaj, sacrificiu. 8. Fiți oameni buni. Fiți buni cu voi, dar și cu cei din jurul vostru. Una dintre rădăcinile răului este ignorarea lui de către cei de pe margine, cei ce aleg să nu vadă și să nu știe. Dacă martorii protestează împotriva răului sarcina răufăcătorilor devine mult mai grea. Învățați ce înseamnă prejudecata, discriminarea, dezumanizarea. Învățați ce înseamnă abuzul de putere și cum să identificați semnalele unor abuzuri de putere. Și, în sfârșit, nouă, citiți mult. Fiți curioși. Citiți mult, puneți întrebări. Dați-vă voie să greșiți îmbrățișați procesul și țineți cont că viața e diferită E diferită cu totul față de școală. În școală învățați să rezolvați probleme date cu o singură soluție de obicei. De multe ori ea vă este impusă de profesori. Mă refer aici la științele umaniste de pildă. În viață nu doar că există multe soluții corecte, dar problemele se schimbă permanent. Voi trebuie să folosiți ceea ce știți și experiența voastră pentru a deveni cât mai repede, cum spuneam, creatori de soluții. E vorba de acea capacitate de a descoperi oportunități, nu doar de a rezolva niște probleme date. Trebuie să fiți nu doar consumatori, ci și producători de soluții. De fapt, eu și cei din generația mea, la asta am fost obligați să ne antrenăm de mici. Neavând de niciunele, am fost nevoiți să găsim soluții. În timp, cei care au eșuat din ce în ce mai bine, cum se spune, au reușit să dezvolte această capacitate de a se descurca mereu, indiferent de problema cu care se confruntă. Apoi citiți Ficțiune ca să vă dezvoltați empatia. Citiți non-ficțiune ca să înțelegeți cum funcționează lumea. Învățați foarte bine engleză ca să puteți citi imediat cărțile noi care apar și ca să citiți presă străină. Notați undeva ideile care vă plac. Vorbiți cu alții despre ele. Reveniți la ele peste ani și vedeți cum și dacă v-ați schimbat opiniile. Citeam în presa internațională. O statistică îmbucurătoare. A crescut foarte mult numărul cluburilor de carte pe afară. Era o statistică din Statele Unite. E foarte important. Am văzut că apar din ce în ce mai multe și la noi. Apoi, căutați autori la care se face referire într-o carte care vă place. Mergeți mai departe. Toate lecturile cu care vă întâlniți. Vor schimba ceva în voi. Din unele veți afla ce nu vă place să citiți, altele vă vor deschide porțile către multe alte lumi noi. Ok. Asta a fost, dragii mei, sper să vă ajute. Dați mai departe dacă știți pe cineva care ar putea să extragă ceva util de aici, fie că e vorba de părinți sau copii. Și dacă vreți alte sfaturi. Uh... Dacă aveți alte sfaturi, lăsați-le aici, în comentarii. Le citim pe toate. Mulțumim. Le mulțumim și partenerilor noștri de la Server Config, care pun umărul la o economie circulară, oferind produserii fărbiști la o calitate foarte bună. Pe lângă produsele recondiționate, oamenii de la Server Config au și un magazin outlet cu produse second-hand. E vorba despre produse care au mici probleme estetice, dar aceleași performanțe, precum... Produsele recondiționate. Găsiți și alte reduceri substanțiale și prețuri speciale pentru lichidări de stoc. Aveți mai jos, în descriere, linkul de care aveți nevoie. Nu uitați că ne puteți sprijini fără să scoateți vreun leu din buzunar. Dacă sunteți nemulțumiți de felul în care statul vă cheltuiește banii, aveți această posibilitate simplă de a decide voi în mod direct măcar cu privire la o bucățică din tot ce a încasat statul din munca voastră anul trecut. Puteți direcționa 3,5% din impozitul anual datorat pentru venituri din salarii sau din pensii de peste 2000 de lei. Puteți intra pe site-ul nostru, puteți completa acolo cererea și ne ocupăm noi de restul. Găsiți linkul și mai jos în descriere. Mulțumim că fără voi n-am fi. Să vă fie bine. Și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.